În mod firesc, Ucraina dorește ca cetățenii să se poată întoarce imediat atunci când conflictul încetează. Din păcate, acest lucru nu este posibil încă și avem zeci de mii de copii încă pe teritoriul României care trebuie să aibă acces garantat la educație. Și în acest sens, Ministerul Educației încă din prima săptămână de după conflict a reușit să pună la punct legislația în așa fel încât să garantăm accesul lor la sistemul românesc de educație în diferite forme. În acest moment, conform raportărilor din partea inspectoratelor, sunt repartizați cu statut de audienți în unități de învățământ preuniversitar, deci în școli, 3781 de minori, 1328 la nivel preșcolar și aproape 2500 de elevi. Alți, aproape 1000 de elevi, sunt deja înscriși cu statut de elevi, statut uzual de elevi, deci nu ca audienți. Însă, așa cum știm, există o serie întreagă de hub-uri educaționale unde copiii ucrainieni au posibilitatea să aibă tot soiul de activități extrașcolare și în același timp să fie supravegheați, îndrumați pentru a urma cursurile pe curicula ucrainiană online. De la primele zile a fost și statul acolo, au fost și autoritățile locale, dar au venit și ONG-urile, au venit după asta organizațiile Națiunilor Unite, care au început să se implice și am văzut o muncă integrată, foarte bine pusă la punct. Ce sperăm cu toții este că această perioadă să fie cât mai scurtă și că oamenii care au trebuit să se refugieze în România să poată să se întoarcă acasă. Din păcate, văzând ce se întâmplă și evoluțiile din jurul nostru, este posibil că va dura și asta este motivul pentru care ce a zis doamna ministru este extrem de important, adică trebuie să ne adaptăm, trebuie să ne gândim la soluțiile de viitor. București a fost centrul acestei crize a refugiaților în primele luni. Peste 1,5 milion de refugiați au tranzitat orașul nostru, în special prin Gara de Nord. Deci, din prima zi a fost în gară cu acel info point, care mai apoi s-a dezvoltat. Am avut 4 săli în care am găzduit atât persoane care erau în tranzit, cât și persoane care și-au dorit să rămână o perioadă mai scurtă sau mai lungă în orașul nostru.